aici. Revenim și discutăm despre energie, despre șmecherii și șmecherii cu energia românească. Sigur, în pauză, colegii mei de dialog spuneau că nu e altceva decât încă o rundă prin care întreprinzătorul român trebuie falimentat, trebuie închis, trebuie distrus. E ceea ce se întâmplă de 30 de ani. O să ne mai uităm pe niște grafice, dar aș vrea un pic să abordați această chestiune. O mare, mare atenție la această modificare a ordonanței 27 pentru persoanele juridice. Pe energie electrică, în fiecare lună și pe gaze naturale, conform ordonanței, există anexa 4 și anexa 5. Dacă vor să beneficieze de această plafonare a 85% din consum la prețul de 1000 de lei, sunt obligați, conform acestei ordonanțe, ca în fiecare lună, până la sfârșitul lunii, să transmită o declarație pe proprie răspundere că fac parte din IMM și o solicitare către furnizorul cu care au încheiat contract. Da, suntem de acord, vreau să beneficiez de plafonare. Pentru fiecare loc de consum, atenție, deci dacă aveți 100 de contoare diferite, ori 200 de documente scanate frumos către furnizor. În cazul în care nu trimiteți aceste documente, nu veți beneficia de plafonare și veți plăti prețul întreg de contract pentru întreaga cantitate consumată. Deci, atenție mare, dragi întreprinzători, nu vă așteaptă și nu ne așteaptă, din păcate, vremuri frumoase. E extrem de complicat. Am văzut pe propria piele zile trecute, am stat cu tine, apropo de un contract casnic trecut de la un operator la altul, de la un furnizor la altul. Deci îmi dau seama ce așteaptă pe săracii oameni. Mai am câteva exemple ca să demonstrăm că piețele nu funcționează, sau mai rog, România nu funcționează. România e al doilea producător din Uniune de gaz, o dată aleatoare, în luna 6-a. Am avut 1107,59 de lei pe megawatt oră, adică 223,75 euro megawatt oră. La bursa de gaze din Viena, da, este bursa manipulată de Gazprom, că Gazprom este cel care vinde acolo. Decizia de a lega gazul românesc de bursa de la Viena și de Gazprom aparține unui om drag PSD-ului. Bun, în acea zi, la Viena, prețul a fost de 85,05 euro megavatul oră. Da, reamintesc, în România, 223,75, deci 85 de euro megavatoră la Viena și la Amsterdam, ceva mai scump, 120,417 euro megavatoră. Cu alte cuvinte, în România gazele s-au tranzacționat de 2,63 de ori mai mult față de Viena și 1,85 mai mult decât la Amsterdam. La fel este, să știți, și la energia electrică. Am aici câteva exemple din diverse zile din întreaga Europa, la fel prețul în România, acel preț marginal de care vorbeai și tu, care nu știu cum se formează, pentru că cel mai scump curent românesc care ar fi dat de complexul energetic Oltenia sau de amărâtul ăsta de Iernut vechi sau de Elcen de Rongaz, n-are cum să fie 430 de euro megawatt-oră. Îmi spun cei cu care am discutat că el ar fi în jur la 200 de euro megawatt-oră. Și atunci, întrebarea legitimă este: prețul marginal românesc e dat de import? E dat oare de brokerii din energie? Sau este o înțelegere între clasa politică și băieții ăștia deștepți și profiturile se împart pe undeva? Că dacă căutăm acționarii, s-ar putea să avem surprize. Eu cred că sunt toate variantele, însă chestiunea aceasta cu brokerii de energie, să știți că și foarte mulți furnizori de energie au implicit și calitatea aceasta de broker. În momentul în care tu ți-ai făcut, cum repeteam în prima parte a emisiunii, ți-ai făcut achiziția pe un an de zile, să știți că sunt strategii al anumitor furnizori în care vin și fără niciun indicator, cum v-am spus cu articolul acela de modificare a circumstanțelor, vin și la anumiți clienți, de exemplu, momentan la IMM-uri. Vin și cu o notificare, vă mulțumim, suntem alături de dumneavoastră, vă mărim prețul cu 1000 de lei pe megawatt. Pe clientul, la un moment dat,
are o notificare, deci notificările, termenul de răspuns la notificare a scăzut extrem de mult în ultima perioadă, până la 5 zile. Deci în 5 zile, dacă n-ai dat niciun răspuns, ai rămas fără contract. Riscul este e să normal? Rămâi... Nu este normal. Înainte erau notificări la 30 de zile. Au scăzut la 25 și fiecare dintre furnizori au început să-și le pună cum au simțit piața. În toată povestea asta, n-am avea o etică, șoserul pe aceea pe colegi să-mi dea și graficele, că le fac semne, dar se uită la televizoare, nu la mine. Nu acum, după ce vorbesc. Avem teoretic două organisme. ANR-ul, care, impresia mea, eu s-ar putea să greșesc, eu vă întreb, ANR-ul ăsta ține de fapt cu românii și cu IMM-urile românești sau nu? Și protecția consumatorilor. De fapt, concurenței. Nu mai, pe ăla l-am uitat, pentru că e absolut, este absolut inutil, la fel de inutil ca și ANR-ul și ca și protecția consumatorului, apropo de minunile care se întâmplă în energia românească. Deși, ANR-ul este reglementatorul pieței. Să le spunem celor care ne urmăresc ce salarii au băieții din ANR? De la 11.000 de euro în jos, pe lună. Eu cred că ANR-ul este depășit. E depășit sau vrea să fie depășit? Că... Nu pot să pronunț dacă vrea sau nu vrea. În schimb, cred că este depășit clar, mai ales din martie, de când au intervenit foarte multe reclamații și sesizări. Ce ANPC-ul, nu știu câtă competență are, în așa fel încât să poată soluționa anumite sesizări, reclamații. Și Consiliul Concurenței, că l-a amintit Aurelian. Consiliul Concurenței ar fi trebuit să facă mult, mult mai multe. În sensul în care ca și până, cu benzinarii români, până ca și acum cu... a venit cu singura analiză să ne spună că la un moment dat prețurile la combustibil au fost acestea. Da, cum s-au ajuns, ce au făcut, care sunt contractele de achiziție. Un conducător de 20 de ani care ar trebui schimbat de multe vreme. Eu cred că toate instituțiile ar trebui să fie schimbate, nu doar conducătorii, ci și mulți dintre cei care s-au obișnuit. Nu doar 11.000 de euro, să știi că sunt salarii și mai mari de 11.000. Am văzut și 15.000 de euro pe lună, deci sunt salarii frumoase. În general sunt oameni proveniți din zona politică sau prietenilor politice, prea puțin profesioniști. E o realitate, asta e. În realitatea aceasta de care spuneți, cred și asta am susținut și tot timpul ăsta e primul sfat pentru toată lumea, client casnic sau non-casnic, să previi, să vezi în ce situație ești și să încerci să-ți limitezi pierderile de fapt. Bun, hai să vedem și graficele astea pe care le... Aici sunt furnizorii. Din păcate, ecranul este destul de mic la noi în platou. Sunt furnizorii de electric brokerii, să-i spunem așa. Sigur, inclusiv firmele mari producătoare, așa cum poți să observe cei de acasă pe ecrane. Am să citesc eu câteva dintre ele, dacă veți. Hai să vedem. E.ON, Energie România, 7,84% din piață, Getica, 7,88%, Tinmar, Energie, 8,14%, Enel, Energie Muntenia, 9,06%, Enel, Energie, 9,25%, Electrica, Furnizare, 12,72%, CES, Vânzare, 7%, ENGI, România, 4,07%, OMV, 3,26%, Alro, 3,42%, și în rest, sigur, sunt mulți alții, dar în general mai mici de la 3-2% în jos. Ăștia ar fi brokerii. Și ceea ce am observat este că de multe ori aceeași cantitate de energie este tranzacționată, aceeași cantitate de energie este tranzacționată de mai multe ori. Deci nu doar de la furnizor, da, către broker și către client, ci e plimbat așa de mai multe ori ca să îi se crească prețul. Hai să vedem repede înainte și celelalte grafice, Jolt. Le comentăm împreună. Da. Mixul energetic. 2021, nu avem încă pe 2022, că încă trăim acest an. Nuclear, 11.563, 18%. Hidrocarburi 17%, cărbune 18%, ape 28%, eolian 10%, foto 2%, apropo de acele centrale care recoltează lumina solară, biomasă 1%, din import 6%. Acum, sigur că e o întrebare legitimă, dacă vreți, dacă România produce energie electrică, așa cum am spus, 18% cărbune, 17% gaz, 6% se importă.
De ce prețurile au crescut mai mult la energie electrică decât la gaz sau la cărbune sau față de prețul de import? Pentru că energia în România este mai scumpă decât cea din import. Logic ar fi ca dublarea prețului la gaz sau la cărbune sau importul de energie electrică, nu? Să fi crescut prețul energiei românești cu 20%. Da, prețul vântului, al soarelui, apei, combustibilului nuclear, nu s-a schimbat. O logică nu există din punctul meu de vedere, pentru că la ce prețuri, media prețurilor de contract finale ale clienților în anul 2021 era undeva la 250 de lei pe megawatt. E, în aprilie și mai, când vedeam creșteri de 300 de lei, 350, 500 de lei de megawatt, chiar dublu, deja aveam dubii în a semna anumite contracte. Gândiți-vă că acum este la 5.000 de lei. Astăzi am primit o ofertă de 5.900 de lei prețul de furnizare, fără celelalte taxe de distribuție, transport și așa mai departe. Deci sunt de... nu sunt de deschis, adică nu știu, explicația logică eu nu o am, să pot spune exact de ce a ajuns la astfel de prețuri. Cu tot contextul de război, cu n-am avut cerere datorită COVID, nu știu, oricare ar fi, o asemenea creștere exponențială nu a fost în istorie și exact cum nici COVID până acum, o astfel de shutdown total nu a fost în istorie, pasul următor a fost pe energie, probabil. Nu ai impresia că cineva profită de omul de rând? La fel cum a fost și cu COVID-ul. Pe bun, acum, din cei 7 miliarde, trebuie să adun banii aia care i-au ținut 2 ani de zile și să-i folosești. Cred că cele mai bune răspunsuri, având în vedere că suntem în județul Mureș, poate să le dea Nicolae Havrileț, poate să le dea Iulian Iancu, care este vicepreședinte ANR acum, poate să le dea fostul șef al RomGaz Virgil Metea, care e de aici, sau dintr-o altă generație sau generația mai nouă, sunt profesioniști care pot chiar să construiască ca la școală cum se face acest mix energetic românesc și de ce acum, pentru că totuși energia e pe bursă, da? Nu e în altă parte pe... Și atunci nu poți să vinzi România mai ieftin ca în jurul țării. Lăsați-mă să vă spun că nu se va explica niciodată de ce o astfel de soluție. O astfel de idee nu se va explica și va fi studiată peste un an, doi ani. Cum s-au ajuns la astfel de prețuri? Asta e părerea mea. Nu cred că se cum s-a ajuns la o asemenea productivitate a economiei germane? Simplu. Economia germană exportă ceea ce produce industria germană. Ce produce Germania, cu gaz rusesc, de toate, pe care de consecință ei joacă într-o piață inegală, pentru că primeau de 50 de ani gaz rusesc mult mai ieftin decât restul economiilor europene, printre care și noi. Și de aici vine o parte. Nu contestăm felul în care muncește poporul german și cât de puternici sunt în ce înseamnă astăzi motorul economiei, dar la filou, deși este o soluție. Uite, acolo era mult mai ieșit decât la noi. Știi cum își împarte Germania PIB-ul? Că mi-am notat și chestiunea. 53,7% din PIB-ul Germaniei revine salariaților, 8,1% statului, 38,2% patronilor. Pe, în România, angajaților le revine 38%, statului 9%, patronii iau 53%. Aici trebuie să vă spun un lucru. PIB-ul României este susținut în proporție de aproape 70% de multinaționale. Ele plătesc cel mai puțin în România. Cel mai mult plătesc întreprinderile mici și mijlocii și cetățenii. Da? Deci cei care au cel mai mare aport la PIB, numeric, plătesc cel mai puțin, de fapt, acestui stat. De ce? Pentru că astăzi o companie căruia nu-i dăm numele, franțuzească, a sponsorizat ciclismul în Târgu Mureș și ieri în Franța avea plafonat în România, prețurile da, pe în România, 100 de tipuri de alimente și în România, vezi, Doamne, eu trebuie să plătesc la prețurile lumii. Păi, uite, așa e și în energie. Pentru că un stat puternic își impune punctul de vedere și față de români și față de multinaționale. Austria plafonează energia electrică, iar prețul este mai mic ca în România. Nu vorbesc care este venitul mediu și minim în Austria, nu vorbesc în România. Da, da, Austria a luat decizia să plafoneze acel preț și, repet, austriecii plătesc mai puțin decât plătesc români. Păi mai pentru de că acolo e bursa, sărași. Pentru că acolo a fost țară neutră, pentru că am lucrat cu Rusia dintotdeauna, pentru că ultimul scandal diplomatic cu demisia premierului
sau cancelarului și acolo vine tot așa dintr-o poveste de corupție europeană sau euroasiatică. Hai să nu-i mai vedem atât de buni pe alții. Este o mare problemă, o mare provocare a statului român. Ce face cu acești 11-13 milioane care au mai rămas în țară și cum gestionează povestea asta gravă din punct de vedere economic, financiar, pentru ce înseamnă odată economia românească cu multinaționale, pentru că nu poți să faci separatisme, deși ei știu să se gestioneze mult mai bine cu certitudine, că au abilități și au proceduri și au experiență și au istorie. Și știu să se exploate profitul. Cum să ne gândim la populația noastră, la românii noștri cu probleme, dar atât. Doar la aceea. Nu putem ca la București să fie subvenționat omul din vilă de 5 milioane de euro sau de 500 de mii de euro cu aceeași sumă de bani la Metrorex sau la orice transport în comun. Că nu-i firesc. Bun. Nu suntem egali toți, dar în problemele grave trebuie să fim solidari cu cei care au probleme. Nu cu cei care nu au. Două minute pentru concluzii, din păcate mi atrag atenția colegii din regie, deși sunt multe încă care ar fi de discutat. Ca și o concluzie și de fapt ca un sfat, fiecare pentru casnici ar trebui să-și citească contorul atât la gaz cât și la energie lună de lună și acum cum tot avem aceste aparate, faceți și o poză pentru că s-ar putea acum din septembrie cu modificarea ordonanței să vină facturile pe septembrie, octombrie, noiembrie, dar prin decembrie. Și atunci în momentul în care vă cunoașteți foarte bine index și puteți combate mult mai ușor orice altă factură de recalcul sau mai mare sau pe estimare. Pentru care că este posibilitatea ca să îți vină o factură, da, de regularizare în care să se profită de costul mai mare pe o anumită perioadă decât, să spunem, o perioadă în care ai consumat real acel curent sau gaz. Da? Deci mare atenție și la acest lucru. A fost o bătălie interesantă politic pentru a introduce gaz în comune și județul Mureș, având în vedere că avem gaz, au fost mulți primari care au depus la București această solicitare. Să nu pățim ca în vremea lui Soled Bonel, sau cum îl chema, Soled Bonel, cred că, o companie care a introdus apa la Cișmea în județul Mureș și în multe locuri și niciunul dintre țărani sau dintre gospodari nu s-au adăpat. N-au plătit factura de la Cișmea. Sau invers, că se întoarce domnul Covric din concediu, de la Romsirva, Romsirva întreagă și toată povestea asta, că avem păduri, ar trebui să o regândim, să nu facem ca și Darie, să le interzicem oamenilor să n-aibă nici măcar lemne de foc. Să gândim și pe zona asta de Romsirva, că sunt o grămadă de populații, ca să nu zic milioane de familii, de populații, de familii care încă pot să treacă iarna, cel puțin din punct de vedere al căldurii, cu lemne de foc. Tare mi-e teamă, Aureliană, că a cere să gândească politicienilor din țara asta e mult mai mult decât ei pot să facă. Știu că se supără pe mine. Nu-i prima dată când îi supăr. Au început alegerile. Nici ultima dată. A fost alegere astăzi la Ibănești. Nimeni din presă n-a fost invitat. Foarte fain. Așa e, că ești la putere. E? Faci democratic, totul, nu? Democratic, democratic, fără să inviți pe nimeni. Da, 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 da. Vom avea în curând alegeri și mai sus. Vom avea și candidați. Se vor bate cu pieptul în piept cât de mult iubesc această țară și cât suferă pentru... Ultima frază. M-aș bucura ca cei 50 de cicliști străini din toate țările să aducă 50 de investitori în Târgu Mureș anul viitor. Iar am vrut să fiu serios, iată, da. Nu reușesc. Serios. Da, probabil că ultima speranță e în cicliști. Că la modul în care-i condus orașul și țara asta și județul, ultima speranță ar fi cicliști, într-adevăr, că poate ei mai fac cea pentru noi și pentru România. Marius, ai și tu câteva secunde, că așa e frumos. Eu tot vin cu sfaturi pentru... Citiți contorul, faceți poză, trimiteți actele la timp. Persoanele juridice, o soluție alternativă care se tot discută în ultima perioadă și care este la îndemâna oricui acum sunt panourile fotovoltaice. Și atât vreau să spun, în loc să plătești acei 5.800 de lei pe energie electrică, mai bine îi plătești pe panourile pe centralele fotovoltaice și îți produc toată energia sau 80% din autoconsum. Amortizarea s-a redus până la 6 luni, 8 luni, un an de zile la prețurile acestea umflate. Din păcate aici consumăm mult la TV, altfel nu știu câte panouri ne-a trebuit și pe câte clădiri din nefericire. Da, să nu fie și asta o afacere românească, dacă e panou fără subvenție e mai ieftin, dacă e cu subvenție e mai scump, că din păcate cam așa s-a întâmplat. Săptămâna viitoare să fie de la 4 pe zi. Încă rezistăm, în ciuda tuturor celor care ne poartă sâmbetele, uite că rezistăm și emitem și
Sigur, de luni revenim la un program mult mai dinamic. S-au terminat concediile, har Domnului, revenim cu toți colegii în activitate. Bun, se încheie aici, din păcate, emisiunea noastră. Sunt multe lucruri care nu am reușit să le abordăm, dar mai vorbim și despre energie, și despre gaz, și despre curent. O să-i mai avem pe invitați. Vă reamintesc că Aurelian Grama, fondator Zi de Zi, Marius Codarcea, expert energie, prin telefon Cristian Tehreș, europarlamentar, și cu voi, dumneavoastră, Lucian Săcălean, gazda M9. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de noi.